Slavă Domnului! Amin. Iubită Biserica Domnului Iisus, vă invit să redeschideți din nou cuvântul Domnului pentru predica de binecuvântare din această dimineață. Noi suntem la un serviciu de binecuvântare de copii. Este o bucurie pentru că în familii, în Biserica Domnului, se nasc copii, ei sunt generația de mâine, după ce noi vom pleca, vor rămâne ei, așa cum noi am rămas după ce bunicii și străbunii noștri au fost chemați la Domnul. Vă invit în această dimineață să ne concentrăm atenția asupra calității noastre de părinți în ceea ce privește creșterea și educația copiilor. Este o oportunitate pentru noi cu prilejul binecuvântării de copii, care este un act de cult în Biserica Betania, să avem o predică adresată părinților. Degeaba ne adresăm copiilor, ei nu înțeleg nimic la vârsta aceasta. Însă ne vom adresa părinților ca să le aducem aminte de responsabilitățile ce le revin în calitate de mamă și tată, să crească copii pentru onoarea lui Dumnezeu. Deci, deschidem cuvântul Domnului în Vechiul Testament și îl citim cu respect de la 2 Împărați, capitolul 4. 2 Împărați, capitolul 4. După ce vom citi cuvântul Domnului, vom reocupa locurile pe scaune, vom asculta un instrumental al orchestrei și apoi o poezie recitată de micuța Elisabet. Dar să citim cuvântul Domnului acum. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul. Și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei i-a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi, ce ai acasă? Ea a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas de unde lemn. Și el i-a zis: du-te de cere vase de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi. Toarnă din unde lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei. Ei îi apropiau vasele și ea turna din unde lemn în ele. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas. Și n-a mai curs unde lemn. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta. Și el a zis: du-te de vinde unde lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămânea, vei trăi tu și fiii tăi. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile și să ne închinăm alături de cei care vor cânta și vor recita în continuare.
Ciul ei m-a legăna cu nanii în anima dormea, să-mi fie somnul mai ușor, mama mea. Iar când vreo boală mă prindea, ea nopții întregi mă priveghea și se rugau la Dumnezeu, mama mea. Iar când vreo boală mă prindea, ea nopții întregi mă priveghea și se rugau la Dumnezeu, mama mea. Și dacă astfel mă iubea, cum aș putea să uit pe ea și cum să nu o iubesc și eu pe mama mea. Amin. Mulțumim, Elisabeth. Dumnezeu să te facă un copil ascultător. Frați și surori, nu toți ajungem medici, nu toți avem oportunitatea să trăim în America, nu toți suntem bogați sau sănătoși, însă absolut fiecare om are o mamă care l-a născut. Și astăzi, cu prilejul acestei slujbe de binecuvântare a copiilor aduși la binecuvântare, este o ocazie minunată să ne aducem aminte că de mult o mamă ne-a crescut, ne-a educat și s-a jertfit pentru noi. Să spunem un gând de rugăciune, dacă mai este în viață când ajungem acasă, să-i dăm un telefon și să apreciem timpul pe care ni l-a dat din viața ei, dacă este departe să-i trimitem o scrisoare, dar mai mult decât orice, să ne manifestăm cum putem mai bine și mai des respectul pentru această femeie care s-a jertfit pentru noi, mama fiecăruia dintre noi. Titlul predicii mele în această dimineață este cum să ne creștem copiii pentru cer. Cum să ne creștem copiii pentru cer. Adevărul este că toți părinții vor copii buni, însă unii eșuează. Copiii nu se nasc buni, ei devin buni prin educație. Copiii nu se nasc nici buni, nici răi, se nasc copii. Și prin educație ei devin buni sau răi. Educați sau needucați. Manierați sau nemanierați. Și asta depinde de părinți. Fiecare dintre noi suntem produsul unui sistem de educație, manifestat în familie, în școală, în biserică, în anturajul, în grupul unde trăim. Prea des, părinții doar cresc copiii, uitând că trebuie să-i și educe. Și între a crește copilul și între a educa copilul este o mare diferență. A crește copilul înseamnă să te ocupi de nevoile lui trupești, pământești. A educa copilul înseamnă să te ocupi de caracterul lui și de duhul lui în ceea ce privește relația cu Dumnezeu prin ascultare. Copilul care nu-l ascultă pe tata și pe mama când e mic, nu-l va asculta pe Dumnezeu când se face mare. Pentru că Dumnezeu când se face copilul mare, este tata când e copilul mic. Este o autoritate. Când e copilul mic, autoritatea e tata. Când copilul se face mare și devine adult, autoritatea devine Dumnezeu. În felul în care copilul mă ascultă pe mine acum, în același fel îl va asculta pe Dumnezeu când se va face adult. De aceea, părinți, aveți grijă. Dumneavoastră definiți în mare măsură cum și ce va face copilul când se va face mare. Prea des accentuăm domeniile materiale, intelectuale, familiale în viața copiilor noștri, uitând că există un domeniu mai important decât acestea, spiritual. Cumpărăm pentru copiii noștri televizoare, computere, tot felul de jocuri, tot felul de roboți, toți împușcă, toți sunt duri, toți au mușchi. Uităm însă, copiii noștri au nevoie să fie învățați să iubească și Van Damme nu învață să iubească, nici Schwarzenegger. Uităm, copiii noștri au nevoie să ierte, să fie politicoși, să-mi spună I'm sorry când te lovește pe hol, nu să se mai întoarcă să te mai lovească odată. Asta arată ce a fost învățat în familie.
Degeaba coboară dintr-o mașină luxoasă. Degeaba e îmbrăcat cu ultimile haine, dacă nu are caracter. Caracterul se formează în familie. Tata și mama contribuie, școala duminicală, biserica și, școala laică. Însă ceea ce definește caracterul unui copil este atitudinea mamei și a tatălui. Nu prin creștere, ci prin educație. Cum să ne creștem copiii pentru cer? În această dimineață și eu sunt tată, am 3 copii. Ca și dumneavoastră, dincolo de responsabilitatea de păstor, de cetățean, de soț, am și responsabilitate de tată. Sunt mai multe roluri. Unul dintre rolurile vieții mele este păstor, altul este soț, altul este cetățean, mai nou emigrant în America, altul este prieten al prietenilor mei, altul este de șofer și multe alte roluri. Printre rolurile acestea, cărora eu trebuie să le fac față cu demnitate, cu succes, este și rolul de tată. Pot fi un păstor bun, dar în același timp un tată slab. Pot fi un șofer bun, dar un tată slab. Pot fi un strungar bun sau un meseriaș bun în construcții, dar un tată slab. Cum sunt eu ca tată? Cum sunt eu ca mamă? Ce să fac pentru ca ai mei copii să ajungă în cer? În această dimineață, frați și surori, eu știu că dumneavoastră cunoașteți cuvântul Domnului. Eu știu că dumneavoastră sunteți părinți de succes în ceea ce privește educația copiilor. Știu că sunteți familii puternice și sănătoase, duhovnicești. Vă respect și vă apreciez. Însă în calitate de slujitor al Domnului, vă rog în această dimineață să-mi permiteți să vă aduc aminte, nu să vă învăț, pentru că știți, să vă aduc aminte de ceea ce trebuie să facem împreună în calitate de părinți. Pentru că nu peste mulți ani ne vom întâlni cu consecințele și consecințele ne vor da ori zâmbet și bucurie, ori rușine și faliment. Astăzi eu lucrez la consecința de mâine. Deci, ce să fac pentru ca ai mei copii să ajungă în cer? În primul rând, eu trebuie să-mi educ copiii cu interes. Eu trebuie să-mi educ copiii cu interes. Adică trebuie să înțeleg că educația copiilor mei este un lucru important și trebuie să am interes în educație. Nu s-o fac sporadic, adică din când în când. Nu s-o fac la repezeală. Nu s-o fac cu nepăsare, ci cu interes, că e vorba de copiii mei. Am citit în 2 Împărați, capitolul 4. Și aici, Biblia ne prezintă exemplul unei văduve. Ea a fost căsătorită, soțul i-a murit. Înainte să moară, soțul s-a împrumutat de niște bani și a făcut o investiție în casă. Acum, omul care i-a împrumutat banii vine la soția rămasă în viață și spune: dăm datoria înapoi. Femeia n-are de unde, pentru că e văduvă, e săracă. El vine de mai multe ori, însă ea n-are de unde să-i plătească datoria. Și după obiceiul vremii, obiceiul sclaviei, când oamenii se vindeau ca și mașinile astăzi pe bani, el spune: data viitoare când mai vin la tine, dacă nu ai banii să mi-i dai, atunci îți iau copiii, îi vând în târgul de sclav și îmi recuperez datoria. Dintr-o dată această femeie este pe jar, pe foc. De ce? Riscă să-și piardă copiii. Riscă să-și piardă copiii. Și atunci, femeia aceasta intră în criză. A avut un mare interes pentru copiii ei și a spus: nu-mi pot permite să-mi pierd copiii. I-am născut cu greutate și cu dragoste. I-am crescut cu sacrificiu și cu iubire. N-am dormit multe nopți. Este rupt din sufletul meu, din trupul meu. Nu-l pot pierde. Pot pierde orice, mașina, business-ul, casa, dar nu-mi pot permite să-mi pierd copiii. Și atunci a intrat în disperare. A alergat la omul lui Dumnezeu și a spus: omul lui Dumnezeu, sunt pe cale să-mi pierd copiii. Nu vreau. Cât interes pentru copiii ei. De ce? Era pe cale să-i piardă.
Iubită Biserică Betania, copiii noștri sunt vulnerabili în fața unei educații drăcești, în fața unei educații lipsită de valorile lui Dumnezeu, în fața unei educații care înseamnă tot ce este mai grav și mai păcătos. Cele mai abominale, adică cele mai grave păcate, se întâmplă în școlile unde învață copiii noștri, în societatea unde trăiesc, unde muncesc, unde se joacă copiii noștri. Ei sunt vulnerabili la aceste păcate care vor să intre în inima lor. Societatea aceasta, diavolul, lumea, vrea să ne fure copiii și folosește tot felul de metode. Folosește tot felul de metode, filme proaste, mass media cu toată tehnologia ei vor să ne atragă copiii prin imagini păcătoase, prin tentații păcătoase, prin cuvinte păcătoase. Și copiii noștri sunt expuși pentru că ei nu stau doar în familie și în biserică, ei merg la școală, ei trăiesc între alți copii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Lumea de afară vrea să ne fure copiii și noi trebuie să intrăm în alarmă. Noi trebuie să avem interes. Ne pierdem copiii, frați și surori. La ce ne folosește să îmbătrânim, să avem mașini, să avem drive-ul plin de mașini, să avem case multe, să avem proprietăți și business profitabil? Dacă bătrân fiind ne vom vedea copiii în păcat, ce anume ne va mai da nouă bucurie? Unde ne vom găsi liniștea și pacea când în mijlocul bogățiilor copiii noștri vor merge pe drumurile păcatului și nepoții noștri vor fi în păcat sub blestem? Vă cer în această dimineață, în calitate de om al lui Dumnezeu, să recunoașteți că copiii noștri sunt vulnerabili. Trebuie să fim în alertă, frați și surori. Trebuie să avem interes pentru copiii noștri, frați și surori. Nu doar să le dăm să mănânce, nu doar să le cumpărăm haine, nu doar să le cumpărăm jocuri pe computer, nu, ci să ne ocupăm de educația lor. Frați și surori, lumea vrea să ne fure copiii. Sunt o altă generație de oameni. Au alte gânduri, au alte idei, trăiesc altfel, se piaptănă altfel, se îmbracă diferit. Au alte valori, uitați-vă la ei. Nu ne putem permite să ne pierdem copiii, să ai noștri. Bun sau răi, sunt copiii noștri. Cu aere sau fără aere, zbârliți sau nezbârliți, sunt copiii noștri. Trebuie să avem interes pentru ei. Nu-i putem lăsa diavolului să ne educe. Nu-i putem lăsa unei societăți fără Dumnezeu să ne educe. Iubită familie Mica, iubită familie Lela, iubite familie ale Bisericii Betania, trebuie să recunoaștem că suntem în situația acestei văduve. Diavolul vrea să ne cumpere copiii, să ne vândă copiii, să ne distrugă copiii. Trebuie să facem o opoziție oficială, declarată, conștientă, voluntară și permanentă. Și să ne angajăm în acest război să ne protejăm copiii. Să-i protejăm în primul rând de păgânismul din societate. Păgânismul din societate. Să-i protejăm în al doilea rând de ateismul din școală, de evoluționismul din școală. Să-i protejăm în al treilea rând de conservatorismul sau de libertinajul din biserici, cele două extreme ale Bisericii lui Dumnezeu. Sau ale adunării, dacă îmi permiteți. Și în al patrulea rând, să-i păzim de materialismul din familie. Să-i păzim de păgânismul din societate, de ateismul și evoluționismul din școală, de conservatorismul sau libertinajul din biserică și de materialismul din familie. Să le dăm cu interes o educație echilibrată, că ei vor fi ceea ce îi facem noi prin educația noastră. Să nu fim la extreme. Nu. Să nu uităm că pe lângă noi există și Duhul Sfânt și Dumnezeu care vrea binele nostru și al copiilor noștri. Ce să facem să ne ducem copiii în cer? Să-i educăm cu interes. 2. Să-i educăm cu responsabilitate. Redeschideți Biblia, vă rog, alături de mine în Luca, în capitolul 11. Și aici îl vom găsi pe omul cu doi prieteni. Omul cu doi prieteni. Observați că un om dormea noaptea în casa lui
Și de pe drum vine un prieten de-al lui, neanunțat, și vrea găzduire și hrană. Și a permis pentru că era prieten. Dar îl prinde pe prietenul lui fără hrană. Acesta îl primește, dar n-are ce să-i ofere să mănânce. Și atunci, omul acesta care urma să fie gazdă, fuge la al doilea prieten și îi spune: prietene, mi-a venit de pe drum un alt prieten și n-am ce să-i dau. Te rog frumos, împrumută-mi ceva să-i pun în față. Citiți cuvântul Domnului din versetele 6 și 7. Omul acela răspunde din interiorul casei lui: nu mă tulbura! Acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat și eu nu mă ridic să-ți deschid. 1. Nu mă tulbura. 2. Este noapte și e ușa încuiată. 3. Copiii mei sunt în interiorul casei când încui ușa, nu-s afară. 4. Nu-ți deschid. Cum să ne educăm copiii cu responsabilitate? Lăsați-mă să explic. Prea des copiii noștri își pierd nopțile cine știe pe unde și noi nu știm unde. Încuiem ușa și ne culcăm și dormim somnul iresponsabilității, timp în care copiii noștri fac prostii noaptea cu alții, cine știe pe unde. Ce responsabilitate de tată și de mamă este asta? Ce somn responsabil este ăsta? Hristos a spus: cine doarme să doarmă noaptea. Cum se face că noi am inventat schimbul 3? Și cum se face că am inventat distracții de noaptea? Ziua dormim și noaptea ne distrăm. Cine a răsucit lucrurile în felul acesta? Hristos a spus: cine doarme, să doarmă noaptea. Omul ăsta spune: e noapte, copiii mei sunt cu mine în pat, eu m-am îngrijit copiii mei să fie cu mine în pat. Am încuiat ușa după ce mi-au intrat copiii în casă. Copiii mei nu umblă prin oraș noaptea. Copiii mei sunt cu mine în casă pentru că eu sunt o familie sănătoasă. Eu sunt o familie cu valori biblice, nu doar membri la o biserică. Eu sunt membru în împărăția lui Dumnezeu. Eu mi-am învățat copiii să aibă activități ziua, dar noaptea să vină acasă și să doarmă ca toți oamenii. Nu mă tulbura că nu-ți deschid. Nu mi-o luați în nume de rău. Nu vreau să vă fac program, nici dumneavoastră, nici copiilor dumneavoastră. Dar am responsabilitatea să vă spun adevărul. Lăsați-mă să vi-l spun. Și dincolo de ce spun eu, este responsabilitatea dumneavoastră dacă faceți sau nu faceți. Eu nu sunt șeful dumneavoastră, al copiilor dumneavoastră sau al familiilor dumneavoastră. Eu sunt slujitorul dumneavoastră. Și vreau să vă slujesc după adevăr, spunându-vă adevărul, nu cu intenția să vă jignesc, nu cu atitudine de superioritate, nu, ci cu dragoste, dar trebuie să vă spun adevărul. Când se face noapte, copiii noștri trebuie să fie acasă, să încuiem ușa și să-i protejăm de duhurile care bântuie, să ne păzim copiii, să-i păstrăm pentru neprihănire, să-i păstrăm pentru sfințenie, să-i păstrăm pentru împărăția lui Dumnezeu, să nu-i lăsăm diavolului să îi deformeze în conștiință, în trup, să-i umple de păcat. Noi trebuie să ne educăm copiii cu responsabilitate. Să avem responsabilitate de tată și de mamă și să-i spunem: dragul meu, mergi în oraș, da, la ce oră te întorci? Vreau să-mi spui ora fix, la secundă, la ce oră te întorci? Așa cum la geabul nostru avem oră de începere și nu ne putem duce la prânz sau seara. Tot la fel în familie trebuie să existe reguli. Asta înseamnă că mă respectă copilul meu. Asta înseamnă că îl respect atunci când știu când se întoarce. Dacă eu trebuie să-l hrănesc, dacă eu sunt responsabil de el, dacă trebuie să muncesc pentru el, atunci copilul meu trebuie să mă respecte și să-mi spună când se întoarce. Iar dacă nu se ține de cuvânt, eu trebuie să găsesc soluții să-l ajut. Eu nu renunț la a-mi educa copilul, el nu mă intimidează că întârzi odată. Nu-i nicio problemă. Am un set de ace în funcție de cojocul lui. Mai mari sau mai mici. Sunt părinte și nu doar am făcut copiii, sunt în stare să-mi și educ. Sigur că dincolo de calitatea mea de tată, care este limitată, rămâne harul lui Dumnezeu.
Dar nu doar harul lui Dumnezeu când eu nu fac nimic. Eu trebuie să știu unde sunt copiii mei, ce fac ei, care e anturajul lor, cine sunt prietenii lor. Pentru că nimeni nu poate strica mai mult copilul meu decât prietenul lui. Pentru că el își deschide inima pentru prieteni. Copilul meu nu are experiența vieții, el e vulnerabil. Dar eu am experiența vieții. Eu am trecut cu 20 de ani în urmă pe unde trece el acum. Eu știu la ce este el predispus, el nu știe. El crede că e în centrul istoriei, cum am crezut și eu la vârsta lui. Dar eu m-am lămurit, m-am pocăit, dar el încă nu. De aceea trebuie să-l ajut. E copilul meu și am să-l ajut și nu o să mă împiedice nimeni. Nici diavolul, nimeni. Într-o zi Dumnezeu îmi va cere socoteală cum am educat acest copil. Trebuie să-l învăț că a intrat într-o lume unde există principii. Ascultare și neascultare. Și eu trebuie să-l educ să fie ascultător. Dacă e ascultător de mine, va fi și de Dumnezeu și de biserică. Dacă nu mă ascultă pe mine acasă, credeți că nu va asculta păstorul? Nu. Am întâlnit oameni de ordine care au venit la mine și mi-au spus: frate Luigi, nu mă pune aici, pentru că nu mă ascultă nimeni. Și mi-au spus, au venit câțiva copii și m-au înjurat. Am spus, frate, nu se poate. A spus, frate Luigi, se poate. Am spus, frate, nu-mi spune că nu pot să te aud. A spus, frate Luigi, ascultă-mă că m-a înjurat. Am spus, frate, te rog să te duci că nu te aud. Copiii pocăiților să înjure? Nu se poate. Fraților, recunoașteți că nu se poate. Și dacă se poate, peste Biserica Betania planează o mare rușine, o mare pată. În acest sanctuar închinat regelui nu trebuie să înjure nimeni. În această casă, în acest templu dedicat lui Iisus Hristos, trebuie să existe ascultare, respect și iubire. Nu pentru că sunt eu Luigi, eu sunt un nimeni. Eu sunt o mână de țărână cu defecte. Dar pentru onoarea Lui vă cer să fiți înțelepți, ascultători și să aveți o atitudine de iubire și de înțelegere a legilor lui Dumnezeu. Nu suntem pe câmp, suntem în Biserica lui Iisus Hristos. Avem reguli, nu le-a adus Luigi de la Giurgiu, nu le-a adus Luca Teodor de la Timișoara sau Cladovan de la Arad. Le-a adus Iisus Hristos murind pe cruce. A suferit destul pentru noi. Nu-mi pot permite să-L văd pe Hristos suferind din nou pentru mine și copiii mei. Nu pot! Îmi este rușine de Hristos. Această rușine, acest respect pentru Dumnezeul meu mă determină să am grijă de comportamentul meu și al copiilor mei. Întotdeauna am să mă uit după copiii mei cum se comportă. De 100 de ori pe program mă uit la ei. Și copiii mei sunt copii. Să nu credeți că dacă sunt copii de păstor s-au născut special. Nu! N-au niciun aparat în plus față de copiii celorlalți, sunt copii ca toți copiii. Se cere de la ei mai mult, dar e normal, ca orice copil normal. De 100 de ori pe program mă uit la ei, să văd, vorbește cu cineva, râde, iese afară de 10 ori. Credeți că dacă s-ar duce la un film ar mai ieși afară? Vă asigur că n-ar mai ieși. 3 ore ar sta înțepeniți în fața TV-ului și nu s-ar duce afară. De ce ies din program de 10 ori? Să vă spun de ce? Încă o dată vă cer iertare. Nu vreau să fiu o voce care acuză. Eu sunt slujitorul, nu judecătorul dumneavoastră. Însă trebuie să vă spun adevărul și vi-l spun cu intenția că adevărul acesta va schimba destinul copiilor noștri și ne vom bucura de ei pentru că sunt niște copii pocăiți și am crescut copii pentru rai, pentru eternitate, pentru neprihănire și Dumnezeu să ne ajute. Amin. În al treilea rând, noi trebuie să ne educăm copiii cu înțelegere, cu minte, cu grijă, cu înțelepciune. Cum vine asta? Redeschideți cuvântul Domnului în Genesa, capitolul 33, prima carte a Scripturii, capitolul 33. Aici citim versetele de la 12 la 14, însă înainte să citesc, lăsați-mă să fac o scurtă introducere, să prezint puțin contextul. Iacov a avut un frate geamăn, Esau. El în tinerețe a fost un copil mai înșelător, zicem noi astăzi mai șmecher. L-a înșelat pe fratele său, i-a furat dreptul de întâi născut, l-a înșelat pe tatăl său.
Dar de frică să nu primească răzbunarea fratelui său, a fugit. Își cumpără două neveste cu 14 ani de muncă. Și se întoarce după mai bine de 14 ani acasă, cu familia lui, cu copiii lui, și trimite niște daruri fratelui său ca să-l ierte. Fratele său îl iartă și iese în întâmpinare. Se întâlnesc, se îmbrățișează, se iartă unul pe celălalt și acum mai aveau puțin până acasă. Și fratele său îi face următoarea propunere. Fratele său Esau era singur. Avea un cal puternic, un armăsar puternic și îi propune lui Iacov, fratele său: frate, urcă-te și tu pe un cal puternic și hai de amândoi să mergem acasă să facem o sărbătoare. La care Iacov spune: dragul meu, tu ești singur, tu poți să mergi repede, eu sunt cu copiii, eu nu pot să merg în viteză cu copiii, pentru că sunt mici, eu trebuie să îi înțeleg, ei nu sunt mari ca noi, nu pot merge repede, de aceea te rog, du-te tu înainte, repede, cum poți, lasă-mă pe mine să merg încet, la pas cu copiii mei. Înțelegere față de neputința, față de răzvrătirea, față de apucăturile, față de obiceiurile păcătoase ale copiilor noștri. Frați și surori, în calitate de tați și de mame, vă îndemn, aveți înțelegere pentru copiii dumneavoastră. Nu-i persecutați doar pentru că cineva din biserică vine și vă spune intenționat: l-am văzut pe fiul tău într-o situație, și te duci acasă, nu stai de vorbă cu copilul, nu-l întrebi nimic, nu vezi dacă este adevărat sau nu, nu cumva a exagerat persoana care ți-a spus, că șumpe pe bietul copil, îi spui multe, îi faci multe și îl nedreptățești. Și copilul nu te respectă pentru că nu ești cinstit. Nu ești drept. Îl judeci fără să-i ceri părerea, fără să-l întrebi dacă e adevărat, fără să-i cunoști opinia. Dragii mei, noi trebuie să avem înțelegere pentru copiii noștri. E o vârstă în viață când au numai aer în cap. Și noi la vârsta aceasta am fost la fel, dacă îmi permite să spun asta, iertați-mă. Dar vârsta aceasta trece. Apostolul Pavel recunoaște atunci când spune: când eram copil, gândeam ca un copil. Acum m-am făcut mare, mintea mea s-a schimbat. Acum gândesc ca un om mare. Frați și surori, vă întreb în această dimineață, de ce Biblia spune învață-l pe copil când este mic legile Domnului și când se va face mare nu le va uita și își va aduce aminte de ele? Cei mai mulți dintre noi pierdem prima perioadă a vieții copiilor să-i învățăm și spunem: nu-l învăț acum că nu știe. Îmi îngăduiți o întrebare? Cine nu știe, el sau noi? Lăsați-mă să vă spun dacă copilul știe sau nu. Și dumneavoastră, nu credeți ce vă spun eu înainte de a cântări. Ascultați-mă cu maximă atenție. Perioada de educație în viața unui copil este între 0 și 2 ani. Perioada de educație în viața unui om este între 0 și 2 ani. În această perioadă, primii 2 ani de viață, se face educația angro, adică fundamentală. Între 2 și 7 ani, educația se cizelează, se aranjează. Între 7 și 12 ani, probabil se mai pot face unele retușuri. Dumnezeu spune: învață-l pe copil legile Domnului. De foarte multe ori, noi nu luăm pe copil să-l învățăm că e prea mic și spunem noi: lasă că-l învăț când se face mare. Vrei să mă crezi că atunci când se face mare spun: babacule, ia lasă-mă în pace, că acum știu și eu ce să fac. Și nu te mai bag în seamă. Spune: lasă-mă în pace, te rog frumos, că m-ai omorât, m-ai cicălit de când mă știu, n-ai voie, ia mai lasă-mă în pace. Și nu te mai bag în seamă. De ce se comportă copilul așa? E natural? Da. Dumnezeu știe cum se comportă un copil și El a spus: învață-l pe copil când este mic, când e copil. Ascultați-mă bine. Cum vă imaginați că un bătrân de 80 de ani ține minte cu amănunte ce a făcut când avea vreo 5 ani? Îți povestește cu lux de amănunte cum era satul lui, cum era drumul, cum îi chema pe prieteni, știe tot de acum 75 de ani, dar nu mai ține minte unde și-a pus ochelarii din aur. Și zice: n-ai văzut ochelarii mei? Și sunt pe nas. Și stai și te gândești: domne, cum ține omul ăsta minte evenimente de acum 75 de ani și nu mai știe unde cu 2 minute înainte și-a pus ochelari? Pentru mine e un șoc. Uitați care este adevărul. Memoria unui copil, în această dimineață, spre înțelegerea dumneavoastră, eu o compar
cu o agendă. Cu un notes. Cu un caiet. Agenda aceasta are paginile goale. Copilul va fi în viață ceea ce este scris pe primele pagini. Aceea definește caracterul unui copil, unui om, ceea ce s-a scris pe primele pagini. Ce se scrie mai apoi și spre sfârșit nu mai e important, n-are forță. De aceea între Dumnezeu și diavolul există lupta următoare pentru fiecare copil. Cine scrie pe primele pagini ale jurnalului memoriei copilului meu? Dumnezeu se grăbește să scrie el și spune părinților, învață-l pe copil când e mic legile mele. Păi Doamne, nu știe. Tu ești cel ce nu știe, el știe. Învață-l! Nu pierdeți vremea primilor ani. Dacă ați pierdut vremea primilor ani, ați pierdut și șansa să spuneți copiilor dumneavoastră adevărul. Când se naște, memoria este goală. Primele pagini au forță. Cine scrie primele pagini, pe primele pagini, aceea va defini comportamentul copilului după 25 de ani. Dacă pe primele pagini ale memoriei sunt numai jocuri cu Rambo și cu alții de seama lui, cu sânge, cu păcat la TV, pentru că foarte mulți copii cresc numai în fața televizoarelor și văd numai sângele și nebunia și păcatul prezentat acolo în cele mai urâte forme. Și pe primele pagini ale memoriei copiilor se întipăresc, se gravează aceste imagini, acest mesaj. Și când copilul va fi mare, el uită ce s-a scris pe pagina 10-a, dar nu uită ce s-a scris pe prima pagină. Aia îi va defini caracterul. Dragi părinți, profitați de oportunitatea pe care o aveți doar dumneavoastră. Să vă învățați copiii cât de mici, chiar dacă nu înțeleg, să știți că înțeleg. Și când se vor face mari, Dumnezeu se angajează să le aducă aminte. Dar are Dumnezeu de ce să le aducă aminte? Copilul, atâta timp cât e copil, e ca o bucată de pământ moale. Îi dai orice formă vrei, că e pământul moale. Dar când se întărește, o bucată de pământ nu mai poți remodela. O rupi, dar de remodelat nu se mai remodelează. Copiii noștri sunt încă moi, se mai pot îndrepta prin educație. Profitați de timpul acesta. Dragă familie Micașilela, la copiii dumneavoastră nu vor rămâne permanent copii. Dar acum cât sunt copii, educați-i. Aveți oportunitatea aceasta pentru 2 ani în mod special, pentru 7 ani în plan secundar, aveți această oportunitate, faceți ce vreți cu ea, dar într-o zi veți fi făcut responsabili de felul în care ați educat niște copii pe care i-ați avut doar să-i administrați, să-i educați și să-i creșteți. Ei sunt copiii lui Dumnezeu în egală măsură cu sunt copiii noștri. Mai stăpân este Dumnezeu peste copiii noștri decât noi înșine. De aceea El ne dă directive cum să-i educăm, pentru că El știe cum funcționează mintea omului. De aceea, noi în calitate de copii ascultători ai Domnului să acceptăm indicațiile lui Dumnezeu. El știe cum a fabricat această persoană numită omul, că a făcut-o după chipul și asemănarea sa. El știe cum funcționează psihicul, emoțiile, domeniul intelectual și biologic al omului. De aceea, mergeți pe mâna lui Dumnezeu pentru că veți avea succes. În al patrulea rând, noi trebuie să ne educăm copiii cu transparență. Ce înseamnă asta? Genesa capitolul 22. Versetele de la 2 la 12. Dumnezeu vine la Avram, avea un singur copil, îl iubea exagerat, l-a primit la bătrâneți. Dumnezeu vede că îl iubește exagerat și vrea să-i dea un test de exagerare a iubirii. Și îi spune, Avrame, știi că există obiceiul să se aducă jertfe umane? Da, Doamne. E, vreau să-mi aduci și tu jertfă pe fiul tău. Wow! Avram nu zice nimic. Crede că Dumnezeu o să se țină de cuvânt și o să-i dea copilul înapoi sau nu știu cum va face, dar e treaba lui. Se ridică dis de dimineață din pat și ia copilul și pleacă. Și ia niște robi, niște sluși și pleacă. Ajunge la muntele spre care îl călăuzește Dumnezeu, își lasă robii acolo, slugile, și doar cu copilul urcă pe munte. Și dintr-o dată copilul, care foarte probabil că era un adolescent, care fusese de multe ori cu tatăl său să aducă jertfă, vede că tatăl său nu are jertfă.
Și spune, tată, nu te supăra, eu de câte ori am mers cu tine să aduci jertfa, ai avut jertfa. Văd că ai focul, ai lemnele, ai tot ce trebuie, dar n-ai jertfa. Tată, ai uitat? Imaginați-vă ce stare de a inimii a avut Avraam în timpul acela. Încercați să vă puneți în situația lui. Ce să-i răspunzi? Fiule, am să te omor peste 2 minute? Îi spune, Dumnezeu va purta de grijă fiule de data asta. Merg, pun lemnele, face rugul și aștepta să facă Dumnezeu ceva. Și Dumnezeu nu face nimic. Și Avraam se sperie. Foarte probabil că inima lui începe să bată. Era om, dar nu se îndoiește. Își pune copilul pe rug și așteaptă să facă Dumnezeu ceva. Îl leagă și așteaptă să facă Dumnezeu ceva. Imaginați-vă ce-o fi făcut Isaac. Cu siguranță plângea. El a realizat ce se întâmplă. Era un adolescent. Din moment ce a avut minte să-l întrebe, sigur nu era un baby. Cu siguranță n-a stat liniștit acolo. El știa ce urmează. Eu cred că el încerca să se smulgă de acolo, să plângă, să-l implore. Tată, ce faci? Probabil s-a întâmplat așa, probabil nu. Și Avraam cu inima sfâșiată așteaptă să facă Dumnezeu ceva și Dumnezeu nu face nimic. Și pentru că Dumnezeu nu face nimic, el merge mai departe, pune mâna pe cuțit, îl ridică. Și un simplu gest îl despărțea pentru întotdeauna de fiul său. Un simplu gest. În clipa aceea, înainte de a fi prea târziu, așa cum Dumnezeu face de obicei, exact în clipa, înainte de a fi prea târziu, Dumnezeu îi spune, Avraame, oprește-te! Destul! Sigur, Avraam îl dezleagă pe Isaac, Isaac nu știe ce să creadă, însă lăsați-mă acum să mă ocup un pic de Isaac. Ce credeți că s-a întâmplat în inima lui? El a văzut că tatăl său vrea să-l aducă jertfă și n-a înțeles deloc ce se întâmplă. Numai că și el a auzit glasul lui Dumnezeu și a observat că Dumnezeu l-a scăpat să nu fie omorât. Și dintr-o dată Isaac spune în inima lui, eu am crezut că tata are așa o religie ca ceilalți oameni. Am crezut că tata are un Dumnezeu așa, un lemn, un maimuțoi din lemn la care vine și se închină. Dar văd că Dumnezeul tatălui meu vorbește. Văd că Dumnezeul tatălui meu nu-i răzbunător, ci mă iubește, mi-a salvat viața. Și în clipa aceea eu sunt sigur că Isaac a zis, tată, pentru că tu ai un astfel de Dumnezeu, eu de astăzi înainte fac din Dumnezeul tău Dumnezeul meu. Tata, am văzut cu ochii mei o experiență care mi-a schimbat viața cu desăvârșire. Și acum aplicația practică. Cum să fie copiii noștri duhovnicești când ei nu văd niciodată minuni în casele noastre? Cum să fie copiii noștri niște copii care se roagă când nu-l vede pe tata și pe mama niciodată rugându-se? Cum să fie copiii noștri punctuali când tata și mama a venit întotdeauna la jumătate de oră după începerea programului? Cum să aibă copilul meu respect pentru păstor când tot timpul l-a auzit pe tata și pe mama și pe alții în timp ce erau la lunch, că spune, păi ăsta-i păstor, mă, vai de el, numai păstor nu e ăsta. Frați și surori, nu mie îmi faceți rău când bârfiți, ci propriilor copii care vă aud. Vor bârfi și ei, vor întârzia și ei, vor lipsi și ei, vor fi și ei irresponsabili. Pentru că copiii noștri nu fac ce spunem noi, fac ce facem noi. Fiți transparenți în ceea ce privește viața spirituală pentru copiii dumneavoastră. Lăsați-i să vă vadă rugându-vă. Lăsați-i să vă vadă studiind Biblia. Lăsați-i să vă vadă vorbind frumos despre frați. Lăsați-i să vă vadă apreciind frații. Iar dacă totuși sunteți într-o împrejurare în care cineva încearcă să arunce o bârfă, spuneți, nu-i frumos, e robul lui Dumnezeu. Și noi trebuie să ne temem de Dumnezeu și trebuie să-i respectăm pe oamenii lui. Nu-i treaba noastră să judecăm. Copilul va zice, măi, uite cum face tata, la fel trebuie să fac și eu. Credeți dumneavoastră că predica mea poate să schimbe o copilărie întreagă în care copilul a văzut în familie bârfă, cleveteală, lăcomie, mândrie, răutate? O, oamenii lui Dumnezeu, iubiți-vă copiii în perspectiva veșniciei. Opriți-vă și dați-le șansa să fie neprihăniți. Lăsați-i să învețe de la dumneavoastră să se roage, să citească Biblia și să postească. Lăsați-i să învețe de la dumneavoastră aceste lucruri.
Lăsați-i să învețe de la dumneavoastră când spuneți dimineața, sus copii, tati mai lasă-mă o jumătate de oră, nu copii, sus, pentru că trebuie să fim punctuali la casa Domnului. Învățați-i regula punctualității, altfel eu degeaba vorbesc de aici, nu mă bagă nimeni în seamă, devin nesuferit. Fiți transparenți cu viața spirituală și lăsați-i să vă vadă relația cu Dumnezeu, așa cum Isaac a văzut relația tatălui său cu Dumnezeu. În penultimul rând, în această dimineață, trebuie să ne educăm copiii cu autoritate. Și aceasta este o mare problemă a societății americane. Psihologia a distrus omenirea. Frați și surori, mie îmi place psihologia, eu am făcut o parte a unei școli de psihologie. Psihologia este un ajutor pentru un om, însă la modul general, psihologia este centrată pe ateism, pe evoluționism, pe umanism și aceste trei concepte stau la baza împotrivirii lui Dumnezeu, negării existenței lui Dumnezeu. Psihologia a distrus omenirea și psihologia spune, nu fi autoritar cu copilul, lasă-l să se dezvolte. Păi n-are discernământ dacă îl lasă se dezvoltă spre rău. N-are capacitatea să discearnă, încă. Haideți să observăm cum a făcut Avraam. Capitolul 18, tatăl tuturor credincioșilor, versetul 19. Genesa, capitolul 18, versetul 19. Frați și surori, nu vă cer să credeți nemestecat ce spun eu. Vă cer să cântăriți, să judecați, să priviți în lumina Bibliei și apoi să faceți ce vreți. Uitați ce spune Dumnezeu despre Avraam. Și Dumnezeu n-a exagerat. Eu îl cunosc pe Avraam, versetul 19. Știu că are să poruncească. Știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el, adică nepoților, să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Dumnezeu să-și împlinească față de el promisiunile. Eu sunt un tată în casa mea. Am calitatea să poruncesc copiilor mei? Foarte mulți părinți, foarte mulți, și-au pierdut dreptul să poruncească copiilor lor. Și spune, pe ce suntem în evul mediu? Pentru noi, psihologia modernă este mai importantă decât Biblia. Regulile după care trăiesc unii care vin la biserică în familia lor, nu-s date de Biblie, ci-s date de psihologie și de umanism. Umanismul, evoluționismul, materialismul stau la baza educației din anumite familii. Frați și surori, opriți-vă! Biblia trebuie să stea la baza educației familiei. Dumnezeu a spus, eu știu că Luigi va avea calitatea, își va câștiga respectul în fața copiilor lui ca să aibă dreptul să poruncească și să-i spună, tati, te rog frumos să nu te duci astăzi acolo. Tati, dar vreau să mă duc, uite, mă respecti, te rog, fă lucrul ăsta pentru mine. De dragul meu, tată, nu te duce astăzi. Și copilul meu spune, tati, așa de mult aș vrea să mă duc, dar pentru că te respect, nu înțeleg de ce îmi cere asta, dar știu că tu îmi ceri, îmi vrei binele, de aceea am să te ascult. Și copilul rămâne acasă. Eu mi-am câștigat autoritatea să pot porunci copiilor. Noi ne-am câștigat autoritatea să le putem porunci copiilor. Nu-i vorba de botă, nu-i vorba de țipete disperate, ci vorba de respectul pe care eu l-am în fața copiilor mei. Mă ridic, îmi deschid gura și spun, tati, te rog să mă asculți. Îți vreau binele, te rog să mă asculți. Și îi explic de ce, îi explic cum, îl ajut să înțeleagă că e bine cum spun eu. Și copilul meu spune, bine, tati, de dragul tău fac lucrul acesta. Știu că tu îmi vrei binele. Știu că tu îmi vrei binele. Eu am multe plăceri, însă sunt conștient că multe sunt rele și mă duc la rău. De aceea te ascult pe tine. Decât să-i ascult pe prietenii mei, mai bine te ascult pe tine, că tu ești tatăl meu. Vă întreb în această dimineață, tați și mame, mai aveți dreptul să porunciți în casa dumneavoastră sau copiii vă poruncesc? Am întâlnit familii unde copiii fac programul. Am întâlnit familii unde nepoții fac programul. Ce tată e ăsta? Ce mamă e asta? Ce autoritate este asta? O, Doamne, ai milă! Umanismul societăților moderne, psihologia materialismului, a umanismului și a ateismului modern
A distrus valorile Bibliei. Venim la biserică, dar nu trăim după principiile Bibliei de multe ori. Frați și surori, stimați părinți, vă rog în această dimineață, aveți puterea să recunoașteți fiecare slăbiciunile din familia personală și să ne ridicăm cu pocăință, dar și cu dorința de a lăsa pe Dumnezeu să pună legi în casele noastre. Pentru ca, înainte de a fi prea târziu, copiii aceștia să nu ardă și bătrânețele noastre să nu fie acoperite de rușine și de dispreț. Ultimul lucru, educați-vă copiii cu dragoste. Luca, capitolul 15. Un copil ia jumătate din proprietățile tatălui său, care era un businessman de succes, pleacă în vest, cheltuie toți banii, cheltuie tot, se destrăbălează și când se întoarce, se întoarce cu mâna goală. Speră că tatăl îl va primi, știa că tatăl lui e un tată bun, însă are inima strânsă, nu merita. Când ajunge aproape de casă, inima-i bate tare, tata mă va primi sau nu? Și când începe să contureze drumul copilăriei, în mijlocul drumului, realizează că e tatăl lui, n-are în mână nicio botă, brațele-i sunt deschise, ochii sunt scăldați în lacrimi și vocea spune, vino dragul tatei, vino. Mulți n-o să te mai accepte, dar eu te accept pentru că ești al meu. Bun sau rău, ești copilul meu. Ești copilul meu, eu te accept, vino. Tați și mame, nu vă respingeți copiii niciodată. Indiferent de situație, nu vă respingeți copiii. Când vor fi cei mai răi, nu-i respingeți. Eu niciodată, copilul meu niciodată nu o să reușească să fie rău față de mine, precum am fost eu față de Dumnezeu. Eu am fost un om foarte rău față de Dumnezeu. Atât de rău, încât mă gândesc ce motive a avut să moară pentru mine și să mă atragă la El. Mulți dintre noi avem această istorie. Și totuși, Dumnezeu ne-a iubit, ne-a oferit mereu a doua șansă și iubirea Lui ne-a determinat să ne pocăim. Și astăzi suntem fii și fiice. Dacă ar fi fost Dumnezeu rău cu noi, n-am fi venit acasă niciodată. Oricum lumea era cu mine. Oricum oamenii mă resping. Oricum toți mă disprețuiesc și mă bârfesc. Orice aș face. Dacă fac așa, mă bârfesc ei. Dacă fac invers, mă bârfesc ei. N-am nicio șansă. Când m-am întâlnit cu Iisus, El nu m-a bârfit. El m-a luat la pieptul Lui, a murit pentru mine și a lăsat ca peste viața mea să curgă sângele Său. Este un exemplu de atitudine de tată. Așa sunt eu chemat să fac cu fiii mei și cu copiii mei. Ei trebuie să fie copii cu minți. Dar dacă vreodată nu vor fi, brațele mele vor fi deschise pentru ei. Probabil biserica nu-i va accepta. Comitetul nu-i va accepta. Prietenii nu-i va accepta, însă eu am să-i accept pentru că sunt copiii mei. Chiar dacă-s răi, sunt răii mei. Și eu am să-i accept și o să am iubire pentru ei. Frați și surori, iubiți-vă copiii. Educați-i, fiți autoritari, dar iubiți-i. Fiți autoritari în combinație cu iubirea. Nu fiți niște tați din aia duri. Copiii vă disprețuiesc. Nu vă respectă. Autoritatea și are rostul ei, dar ea trebuie îmbinată cu dulceața, cu un genunchi mereu pregătit pentru el, cu brațele deschise, cu o lacrimă, cu o vorbă dulce, cu un zâmbet. Fă-te la mintea lor, joacă-te cu ei. Joacă-te cu ei. Dovedește-le copiilor că știi să iubești în felul lor. Dacă eu nu sunt și prieten cu copiii mei, degeaba sunt doar tatăl lor. Eu vreau să fiu prietenul copiilor mei, pentru ca ei să-mi spună toate secretele lor și să am o percepție corectă asupra vieților, să-i pot controla. Dacă nu-s prietenul lor, ei se ascund de mine, mă păcălesc, mă înșeală și nu-mi spun adevăr. În această dimineață vă cer, frați și surori, dragi părinți, mame și tate, mame și tați, care ați îndurat greu și ați venit aici pentru binele copiilor dumneavoastră, nu cumva să cădeți în cealaltă extremă. Fiți părinți înțelepți și creșteți-vă copiii pentru cer. Ascultăm o cântare de cor acum, apoi îl invit pe fratele Luca și pe fratele Șovrea, pastorii Bisericii Betania, bătrânii Bisericii Betania, pentru care avem respect și considerație, să vină și să slujească acestor două familii, prin rugăciune și punerea mâinilor, după Scripturi, cerând binecuvântarea lui Dumnezeu.
Și binecuvântarea Lui să rămână și peste copii, și peste părinți, și peste bunici, și peste toate rudele.